Bună ziua! Bine ați venit la noi în bucătărie. Ieri am făcut ciorbiță cu perișoare și acum am să-l chem și pe Ciulică să-i dau și lui perișoare. Ca să-mi fie mai ușor, le-am pus în această căniță și acum o să le rup în jumate. Ciulică, hai la mami să-ți dea perișoară. Hai să-mi spui pe urmă dacă e bună. Da? E bună, mami? Bună? Bună, bună, dar mai dă. Îmi mai dau, uite. Așa, să ne ștergem pe răbuțe. Mai jos, într-un mesaj, o să găsiți rețeta de ciorbiță cu perișoare. Ok? A fost bune? Bune, dar mai vroiam. Ei, o să-ți mai dau pe urmă să mănânc și eu, da? Da, mami, bine. A fost rapido. Mai vrei? Hai că uite, am mai găsit aici. Și dacă e, mai pune mami din ciorbă pentru mami, ca să pape mami, da? A, uite, hop! De să ne ștergem pe dăbuțe. Să ne scuzați puțin aglomerația de pe masă, dar am pregătit să facem cu Ciulică un ghiuveci și niște plăcintă cu mere. Acestea fiind spuse, noi vă spunem la revedere și să ne mâncăm ciorbița ca se răcește, da? La revedere, vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Lăbuța, hai spune, pa! Pa! Pa, mami, pa, urmăritorii noștri! Bine, la revedere!